Merge camera. Bună seara, domnule Petre, felicitări pentru cele trei puncte. Cum comentați partida recentă cu el? Bună seara, da. Mă bucur de rezultatul și jocul. Dar locul a mai avut la multe probleme, dar e normal. Sunt jucători tineri, jucători care nu au făcut parte din primul 11. În mod normal și asta s-a văzut la unii dintre ei. În schimb, mi-a plăcut dinamica jocului, mi-a plăcut cum s-au mișcat băieții și ceea ce am realizat și am reușit o victorie frumoasă aici. Domnul Zvon a reușit un nou gol, a fost omul meciului, prima lui reușită la FCSB, a așteptat de mult asta. Cum credeți, cum îl vedeți? Îl motivează, îl ajută să evolueze mai bine? Din punctul meu de vedere, Domnul Zvon este unul dintre cei mai buni jucători ai echipei și are calități pe care aici, în trecut, în care le-a exploatat, în care și le-a pus în valoare, mă bucur enorm evoluția lui și acest gol pe care l-am marcat. Sper ca evoluția și golul care pe care l-am scris să le dea mai multă încredere și să evolueze din ce în ce mai bine. A terminat meciul cu 4 jucători care încă nu au împlinit 20 de ani. Arată asta forța Academiei FCSB? Da, așa văd și lucrurile. Se vede o muncă bună la Academie și vin jucători tineri de perspectivă. Acum rămâne numai de noi să ținem de noi în echipa mare și să crească din valoare. Un alt jucător tânăr, Moluțan, a fost capitan în această partidă. Îl responsabilizează acest lucru. Tocmai asta a fost și ideea. E un jucător tânăr, talentat, despre care se vorbește destul de mult și poate că are nevoie de mai multe responsabilitate. Și în momentul ăsta care l-am găsit pe el, pentru a-i acorda Andorola, cred că să încercăm să le responsabilizăm. Adrian Petre a fost din minutul din nou, a avut o ocazie foarte mare de a scrie în prima repriză, l-ați schimbat la pauză. Nu din acest motiv, nu. Adi și meciul de cupă a jucat foarte bine, a adus un plus în jocul nostru, a făcut o risipă de energie foarte mare și astăzi. N-a scris, din păcate, dar am simțit un pic obosit și am considerat că mai bine să nu riscăm eventual accidentare. Nu știm câte meciuri vom mai juca, când vom juca și că am considerat că mi-e bine așa. Exact, asta vreau să vă întreb, așteptați acum meciul cu CFR sau meciul cu asta, că nu... Da, noi am vrea să le jucăm pe amândouă, dacă mă întrebați pe mine, pentru că, așa cum am spus și la președinteriu, jucătorii de astea se antrenează să joace meciuri oficiale, să aibă plăcerea fotbalului și să se exprime în meci oficial. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Revedere. Revedere.